Îi mulțumim Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos care a murit pentru noi, ca noi astăzi să sărbătorim cea mai frumoasă sărbătoare a Bisericii, împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului. Și mă rog ca Dumnezeu să sfințească Biserica Lui, să o pregătească și astăzi să împartă har după har, fiecăruia după nevoie și El să fie bun și să ne primească pe toți, să ne ierte și să ne învrednicească. Amin. Încerc să mă țin de obiceiul meu de a vorbi despre un detaliu al răstignirii și mă opresc acum la relatarea lui Ioan în capitolul 19, chiar în pasajul despre răstignire, unde la un moment dat apostolul Ioan menționează un detaliu, o notă de subsol. Și mă tot întreb de ce ia atâta timp și spațiu Ioan și ceilalți evangheliști să relateze detaliul acesta. Și anume, mă refer la versetul 23 și 24. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți. Câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și-au zis între ei, să n-o sfâșiem, și să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. La poalele crucii lui Iisus Hristos câțiva bărbați stau cu capul în jos. Ce fac? Împart niște haine second hand. Patru grămezi. Una pentru fiecare, zice Biblia. Matei completează și zice că și pentru grămezi au tras la sorți. Probabil că n-au putut să împartă patru grămezi egale ca valoare. Și ca să nu fie probleme, au tras la sorți. Au ajuns, probabil, la vestigiu cel mare, la trofeul suprem, cămașa, care probabil, cred că era mai valoroasă decât celelalte. Au împărțit celelalte mărunțișurile, unul a luat tunica, altul a luat mantaua, unul a tras de sandale. Dar au ajuns la cămașă. Și Biblia spune că era fără nicio pusătură, ci dintr-o singură pânză, țesută dintr-o bucată. Și au zis, să nu o rupem, să nu o împărțim în bucăți. Și cei patru bărbați cu capul în jos fac un lucru, zic eu, blasfemiator. Pe cămașa din care altă dată ieșeau o putere, tâlharii ăștia legali, joacă o partidă de barbut. 6-6, 3-6, 1-2, 1 râde zgomotos, 3 înjură printre dinți. Toți își încearcă norocul și încearcă să-și extindă garderoba cu niște haine ale unui tâmplar din Galileea. Ce ciudată întâmplare! Soldații ăștia n-au niciun habar cine era Iisus. Nu sunt interesat de condamnatul de acolo. Pentru ei era o altă vineri. Pentru ei ăsta era un alt tâlhar. O altă zi plină de sânge. Eu m-am întrebat săptămâna aceasta, oare ce-o fi gândit Iisus? M-am gândit, oare cum s-o văzut de sus partida asta de zaruri. Și predica mea se intitulează Zaruri la picioarele crucii. Ce-o fi înțeles? Cu ce inimă s-a uitat Iisus de sus peste picioarele lui însângerate la cei patru bărbați lacomi? Ce-o fi simțit în inima lui? Ce-o fi gândit?
Cred că Iisus a fost foarte indignat. Știți de ce? Și cred că și autorii Scripturilor sunt indignați până la paroxism. Pentru că ei spun, iată ce au făcut soldații. Expresia asta mie îmi spune atât de mult, adică, oameni buni, priviți! Uimește-te pământ, îngrozește-te! Uite cât de jos a ajuns specia umană! Pe cruce moare Dumnezeu! Și ăștia joacă barbut pe cămașa lui Hristos. Vreau să pun întrebările astea în această zi. Ce l-a tulburat pe Iisus, de fapt? De ce își iau timp și spațiu autorii Scripturilor să scrie și să picteze acest tablou? De ce este relatat în Biblie detaliul acesta? Ce putem învăța astăzi din partida de zaruri de la picioarele crucii? Dragii mei, în primul rând vreau să observ ceva, ceva ce izbește. Astăzi vorbim mai mult despre simbolismul acestui text decât despre afirmații explicite. Textul e foarte scurt. Tâlharii aceștia plătiți de Roma, că nu era nicio diferență între ei și cei care mureau pe cruce. Că și astăzi există tâlhari legali și criminali înfierați de lege. Adică unii când fac crime se spune că e terorism, la alții e autoapărare. Dar e același lucru. Din totdeauna, crimele au fost evaluate diferit în funcție de putere. Și viața omului valorează diferit. Însă mă uitam la treaba asta. Oamenii ăștia, soldații ăștia, participau la cel mai măreț eveniment din istoria umanității. Extraordinar! Era cea mai importantă zi din istoria acestei planete. Dumnezeu împăca lumea cu sine prin Hristos. Ei participau la minunea minunilor, jertfa răscumpărătoare pentru toate păcatele omenirii. Și totuși bărbații ăștia habar n-aveau ce se întâmplă. Nu-și pun întrebări existențiale, nu se uită în sus, își scur nasul în jos ca porcul cu râtul în lături și să uită să vadă ce pică. Pentru că învăț ceva în această dimineață, poți să fii aproape de cruce. Și totuși, atât de departe de Hristos. Da, oameni buni, ei au fost acolo la cel mai măreț eveniment și totuși erau atât de departe de semnificațiile acestui eveniment. Mă gândeam eu singur, cred că sunteți în asentimentul meu, eu mi-aș fi dorit mult să fiu acolo. Cât s-au trudit pictorii să-și imagineze răstignirea. Mii și mii de tablouri, cât s-au chinuit sculptorii, cât de mult încearcă mistici să mediteze, oare cum a fost? Sufletul mioritic românesc are o cântare veche, bătrânească, ah, cum aș duce până la cruce să-i văd coroana lui, coroana lui, să-i văd eu spinii ce i-au pus păgânii pe capul Domnului Iisus. Parcă ăsta e sentimentul din inima mea, ah, ce mult mi-aș fi dorit să fiu acolo. Și iată patru bărbați prezenți acolo. Și totuși, departe. Dragii mei, putem și noi astăzi să trecem prin aceeași situație. Asta e învățătura din dimineața asta. Frații mei, marile șanse ale vieții pot să treacă pe lângă noi. Poți să fii aproape de marile minuni ale lui Dumnezeu. Poți să faci parte dintr-o mare trezire, dintr-o generație binecuvântată. Și totuși să nu înțelegi nimic. Și
și totuși să nu-ți folosească și totuși să nu beneficiezi. Pentru că da, poți să fii aproape de cruce, dar departe de Hristos, ca și acești bărbați. Poți să fii aproape de lemn, dar departe de sânge. Poți să fii aproape de răstignire, dar departe de semnificațiile ei spirituale. Mă uitam la contemporanii Domnului Iisus Hristos și sunt uimit, dragii mei, cât de ușor răstălmăcesc ei toate minunile lui Iisus. Frații mei, nu uitați, în generația lui Iisus se fac cele mai multe minuni pe metru pătrat, cele mai multe minuni grupate într-o zi. Niciodată în istorie n-au fost atâtea miracole. Ce au zis contemporanii lui? Vedeți, oamenii pot răstălmăci foarte ușor lucrările lui Dumnezeu. Spune Scriptura în Luca, în capitolul 11, că Iisus scoate un îndrac mut dintr-un om și mutul acela care n-a vorbit niciodată începe și vorbește. Ce au zis contemporanii? Scoate dracii cu ajutorul lui Belzebut, domnul dracilor. Poți să fii aproape de marile minuni ale lui Dumnezeu și să le răstălmăcești. Poți să fii aproape de cruce, dar departe de Hristos și să nu înțelegi nimic. Poți să fii la cină și totuși departe de cel sărbătorit. Dumnezeu să ne trezească. Ce interpretare frumoasă dă Domnul Iisus acestei întâmplări. Spune El, dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, le spune Iisus celor de lângă El, oameni buni, nu-i coincidență, nu-i Belzebut, nu-i domnul dracilor, nu răstălmăciți, eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu. Ce frumos cuvânt! Îmi place cuvântul acesta. Dumnezeu nu se sufulcă să scoate demoni. Dumnezeu scoate demonii cu un singur deget. Mare putere are Dumnezeu. Și spune El, dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, înseamnă că împărăția s-a apropiat de voi, zice Luca capitolul 11. Frații mei, asta vreau să-ți spun și eu ție, s-a apropiat Dumnezeu de tine. Nu mai zic că e coincidență, nu mai zic că au fost medicii, nu mai zic că a fost o întâmplare, nu mai zic că e noroc, a fost degetul lui Dumnezeu. Nu mai zic că a fost o stare emoțională, o chestie paranormală, o chestie inexplicabilă. Înțelegi perspectiva lui Hristos? Se apropie Dumnezeu de tine. Dar nu e suficient să se apropie Dumnezeu de tine. Poți să fii aproape. Împărăția s-a apropiat de voi, frați și surori de la Dej. Împărăția e aproape. Degetul lui Dumnezeu este în biserică. Dar tu poți să fii aproape și totuși departe. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să nu ne grăbim, dragii mei, să-i judecăm pe cei de atunci. Atitudinea lor de atunci poate fi atitudinea noastră la cina Domnului. Și mă întreb în această zi, în fața acestor daruri binecuvântate, oare noi cum ne apropiem de cina Domnului? Noi astăzi avem în față oarecum amintirea și reeditarea în sens spiritual a răstignirii, a morții Domnului Iisus. Sărbătorim moartea Lui. Din nou și noi suntem cu toții la Dej aproape de cruce. E programul special dedicat sărbătoririi morții Domnului Iisus pe cruce. Mă întreb, oare tu nu ești în aceeași stare? Nu există și astăzi riscul să fie aproape de cină și totuși departe de cel sărbătorit? Oare cât de mult reușim să medităm la moartea Domnului? Cât de mult pătrundem semnificațiile sărbătorii? Dragii mei, nu uitați, există un risc uriaș al obișnuinței. Am mai predicat despre asta. Dragii mei, obișnuința este un dușman al bisericii. Obișnuința ne poate răpi interioritatea, ne poate răpi părtășia cu Dumnezeu. Mă uit uneori la atmosfera cinei Domnului și vreau să spun categoric, nu știu câte oară, cina Domnului nu se face în pripă.
Cina Domnului nu se face alergat, nu mă interesează că e mormântare, că e nuntă, că e autobuz, că e zamă. Oameni buni, cina Domnului trebuie să însemne pătrunderea în semnificațiile cinei Domnului. Cât de mult meditezi tu la moartea lui Iisus, la sărbătoarea aceasta? Cât de mult te emoționezi, cât de mult simți prezența lui Dumnezeu. Una dintre ultimele cine, eram aici în față și noi avem aici un dezavantaj mare, noi slujitorii, că noi ne împărtășim ultimii. Vă servim pe dumneavoastră și apoi pe noi și am luat pâinea, am luat rodul viței și mă pregăteam să închid ochii, să meditez și eu măcar 10 secunde. N-am apucat să închid ochii, n-am terminat de mestecat, că în fața mea a apărut un frate cu sticluța și cu punguța. S-a dus. Și scotoroceaște de punguțe și dă-i și orientare pe administrare, cine merge unde, ăla n-o primit, am scăpat muzicienii, aleargă cu tăvi, unii se grăbesc să pună înapoi păhărealele nerăbdător să plece acasă. Și frații mei, s-ar putea să fim aproape de cină și departe de cel sărbătorit la cină. Nu uitați, aici este un act de cult care are elemente simbolice. Până la urmă, actul de cult în sine este un ritual cu elemente simbolice. Întrebarea mea este, trec eu dincolo de simbol și mă întâlnesc cu Hristosul răstignit? Simt eu prezența Lui în viața mea? Intru în prezența Lui Dumnezeu, fac ce a făcut Moise acum mii de ani. Moise a mers dincolo și s-a întâlnit cu Dumnezeu în rugul aprins. Trec eu dincolo de ritual sau bifez că am mai luat o cină, aproape de cină, dar departe de cel sărbătorit. Dumnezeu să ne cerceteze, să ne luăm timp să ne rugăm, oameni buni, nu 3 secunde, după ce ne împărtășim, să ne rugăm, să medităm și să intrăm în prezența celui care este sărbătorit, dincolo de act de cult, dincolo de săvârșire, dincolo de administrație, dincolo de organizare, să ne întâlnim cu cel care este sărbătorit și este aici în darurile binecuvântate. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce frumos ne spune cuvântul Domnului în Evrei, în capitolul 10, acel text legat de cina Domnului pe care îl citim noi uneori, spune acolo cuvântul să ne apropiem. Dar e foarte important ce spune cuvântul, să ne apropiem cu o inimă curată. Și aș vrea să trecem cu vederea elementul moralist, faptul că inima trebuie să fie curată. Spune cuvântul să ne apropiem cu inima. Niciodată n-am văzut textul ăsta așa. Hai să-l înțelegem așa, să ne apropiem cu inima. Amin? La cina Domnului sunt chemați să mă apropii cu inima și apoi, zice, și cu trupul, și iarăși element de educație, spălat, da? Inimă curată, trup curat. Dar hai să o luăm în ordine. Ne apropiem cu inima, oameni buni, și apoi cu trupul. S-ar putea să ne apropiem doar cu trupul. Și Duhul Sfânt striga azi, deci, apropie-te cu inima. Și inima să-ți fie curată. Amin. Mă uit la un alt aspect al acestui eveniment interesant, al acestui detaliu legat de răstignire, această notă de subsol a răstignirii. Mă întreb din nou, oare ce vede Iisus de sus de pe cruce? Niște oameni, spuneam, aproape și totuși departe. Este, dacă vreți, simbolul indiferenței absolute. Erau parte la un eveniment măreț și totuși străini complet de tot ce se petrece acolo. Dumnezeu să ne păzească de indiferență. Păcatul indiferenței ucide grozav. Însă, cred că Iisus mai vede ceva. Vede niște profitori josnici. Nu putem să trecem cu vederea faptul că în acea zi, la cruce, oameni buni, era și mama Domnului Iisus. Era acolo. Și Ioan, cel care scrie, era acolo. Nu vorbește din auzite.
indignarea este a lui, poate mai mult decât a Domnului Iisus. Cum s-a putut întâmpla una ca asta? Cred că era corect ca hainele acelea să fi fost date mamei. Știți că există obiceiul acesta când moare cineva drag, cei care rămân pentru o vreme, uneori îndelungată, păstrează hainele celui decedat, în semn de prețuită amintire, în semn de consolare. Am pe cineva drag care păstrează și acum în dulap hainele unei rudenii. Mă înfior că mă duc acolo acasă și văd și acum hainele în dulap. Oamenii se desprind greu de cei care pleacă. Mă gândesc cât barbarism a fost în gestul ăsta să iei hainele și să tragi la sorți pentru ele. I se răpește mamei ultima consolare, ultimul gest. E adevărat, pentru soldați ăsta era un tâlhar, un condamnat, dar până la urmă era un om. Nu știu, pentru mine, cred că pentru Iisus e tocmai imaginea profitorului. Pentru mine este imaginea celui care încearcă să profite, să obțină beneficii financiare. Soldații smulg cu nesaș și cu locomie ultima consolare a familiei pentru niște haine second hand. Ce ciudat! Iată un al doilea lucru pe care îl văd. Oameni interesați de posesiunile lui Hristos și care nu dau doi bani pe persoana lui Hristos. Pentru că poți să fii interesat de beneficiile pe care le dă Hristos, dar să nu fii îndrăgostit de persoana lui. Pentru că poți să fii interesat de câștigul personal, dar indiferent față de adevărata bogăție a crucii, mântuirea sufletului omenesc. Asta văd eu în soldați ăștia. De altfel, mă uitam în istoria răstignirii și văd un fir roșu, poate că l-ați observat și dumneavoastră, poate că nu. În toată povestea asta răstignirii există un fir roșu, toată lumea negociază. Totul e despre profit, totul e despre interes personal. Fiecare participant aici capitalizează, negociază și încearcă să iasă pe plus. Pilat cedează în fața moralității, a principiilor și spune, le dau un condamnat numai să-mi întăresc controlul. Cei mai mulți capitalizează putere și control, nu bani, dar se capitalizează, se negociază, se tranzacționează la greu în Vinerea Mare. Spune, mai bine le dau un condamnat, mai bine lasă-l omoare, dar să fie pace în Palestina. Le dau și pe Baraba, numai să fie bine. Și iată-l pe Pilat întărindu-și poziția și controlul, interesul. Irod, spune Scriptura, că rezolvă și el o problemă mai veche și capitalizează și el, negociază și tranzacționează puțină influență și spune că se împacă cu Pilat, guvernatorul provinciei care era mai mare decât el. Se pare că în Vinerea Mare a ciupit și Irod ceva. Spune Scriptura că soldații care au păzit mormântul au primit mulți bani, ăștia fac bani la propriu. Sinedriul și liderii religioși oarecum întăresc credința lor, elimină un mare rival care amenința stabilitatea sistemului religios și scapă de el. Și mai ciupesc și ei ceva. Negociază cu Pilat să le dea și pe Baraba. Și uite cum toți domnii ies pe plus. Și uite cum toți își umplu buzunarele, și uite cum toți își aranjează lucrurile să iasă bine. Și aici e apogeul, niște amărășteni de soldați, cei mai jos oarecum în scara ierarhică a personajelor răstignirii, din scena răstignirii acolo, ăștia nu sunt capabili să primească funcții, ăștia nu pot primi bani, dar măcar să ciugulească și ei ceva. Niște haine second, niște zdrențe până la urmă. Și când spun asta, nu vreau să ofensez amintirea Mântuitorului nostru. El n-a fost atât de sărac pe cât credem noi și n-a umblat în zdrențe la propriu, dar în comparație cu ce oferea crucea, oameni buni, hainele alea erau niște zdrențe. Iisus era acolo să ofere iertare de păcate și mântuire. Și văd pe ăștia, nu știu, mi se duce mintea la hienele din Serengeti, dacă ați văzut documentare.
După ce îi să ia partea leului și mănâncă și tigru, vin și hidoșenile alea de hiene și rod și ele pe oase, cam așa și ăștia, să ciugulească și ei măcar niște strențe. Dar să fie profit! Mă gândeam în sinea mea, deasupra capului lor se ofereau bogății eterne. Condamnatul acela plătea pentru toate păcatele omenirii. O, dacă s-ar fi uitat un pic în sus, dar erau cu nasul în jos ca purcelul în lături, bucuroși că pot să ciugulească și ei măcar niște haine second. Și Iisus plătea pentru păcatele lor. Și sângele care picura pe pământul acela al Galilei, al Iudeii, nu era ca orice sânge de condamnat. În stropii aceia se plăteau toate bolile lumii. Se plătea cancerul, se plătea depresia, se plătea Alzheimerul, se plătea orice boală. Acolo era o jertfă atât de prețioasă și crucea are atâta bogăție. E ca o mină de aur neexplorată de ei. Și ei cu nasul în jos. Mi se pare atât de puternică simbolistica asta a răstignirii. Patru soldați cu capul în jos, preocupați de pământ, de profituri imediate, de beneficii, în timp ce Hristos se uită blând de pe cruce la ei și se roagă și zice, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Poate că unii vezi zice, frate, poate că spiritualizez prea mult să-ți iasă predica. N-aveau cum să înțeleagă ăștia atâta semnificație câtă vezi tu după 2000 de ani. Erau niște soldați. Dar să știți că nu este așa. Mă uit în Biblie și pot să demonstrez cu Scripturile că nu există circumstanțe atenuante. Nici pentru ei și nici pentru tine și nici pentru mine în ce privește mântuirea. Noi suntem oamenii cu circumstanțele atenuante. Frate, poate că nu înțelege. Tu nu înțelegi familia mea. Tu nu înțelegi contextul. Eu nu pot să mă pocăiesc. Eu nu înțeleg. Eu n-am văzut. Eu, frații mei, nimeni niciodată nu are circumstanțe atenuante înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să spun ceva, dragul meu ascultător care ești aici. În ziua judecății lui Dumnezeu va exista un proces cu martori și întotdeauna vor fi martori care au fost în aceeași situație ca tine și au ales bine. Nu vei avea scuze. Și să știți că nici soldații nu au scuze. Mă uit, frații mei, de exemplu, la oameni în aceeași situație în Vinerea Mare. Doi tâlhari. Și am predicat despre asta. Unul înjură și blastămă și unul se roagă. Aceeași situație, dar răspund diferit. De aceea tâlharul nemântuit nu va avea scuză în ziua judecății. Vezi, spune, păi soldații ăștia nu au prea înțeles mare lucru. Uite, Sinedriu tot vede în Iisus un impostor, un hulitor de Dumnezeu. Nu e adevărat. În Sinedriu sunt doi oameni care văd diferit. Nicodim și Iosif din Arimatea. Vezi, spune, păi soldații ăștia erau romani, nu cunoșteau Scripturile, da, dar tot acolo, în timp ce ei scurmau pământul cu râtul, pentru niște haine secă și jucau barbut, colegul lor de muncă, crescut în aceeași cultură a uciderii, a cotropirii, reprezentant al intereselor Imperiului Roman, colegul lor nu se uită în jos. Se uită în sus și vede ceva și fără să cunoască Scripturile și fără să fie iudeu se ridică în picioare și sare și strigă cu adevărat, acesta-i Fiul lui Dumnezeu. Și aude și dejul după 2000 de ani, un om în aceeași situație. Nu există circumstanțe atenuante. Cineva ca și ei a văzut ce trebuia să vadă. Dumnezeu să ne binecuvinteze, oameni buni. Știți,
La ce mă gândeam, vin din nou la cina Domnului, mă izbește acest simbolism. Oameni cu capul în jos și un Dumnezeu care ne privește de sus. Nu știu, nu vă vorbește imaginea asta nimic? Parcă descrie atât de bine capitalismul ăsta agresiv în care noi trăim. Scurmăm și noi pământul în fiecare zi. Ne uităm atât de mult în jos, căutăm oportunități de profit, sărăcim pământul ăsta de orice bogăție, de orice resursă. Interesați de beneficii, interesați de bani, interesați de concedii de lux, de comoditate, de distracții. Și de sus și astăzi ne privește Dumnezeu și ne cheamă să ne uităm un pic în sus. Ce frumos ne spune fratele Iacov și fratele Domnului, spune el, fraților, orice ni se dă bun, Iacov 1:17, orice dar desăvârșit este de sus. Ridică-ți puțin ochii, frate și soră. Hai să ridicăm ochii din facturi, pentru că există riscul să fii la cina Domnului și cu gândul la afacerile tale. Iar zic, preocupați mai mult de interese imediate, preocupați mai mult de beneficii, de chestiuni financiare, înnebuniți de capitalism, poate chiar mâncați de duhul lăcomiei. Și frații mei, credeți-mă, predic despre asta des, pentru că eu cred că duhul lăcomiei ne bântuie binișor. Și să știți că nu găsim atâția bețivi și curvari între noi câți oameni lacomi. De aia păcatul lăcomiei este mare, pentru că ne-a prins pe mulți. Și astăzi Hristos de pe cruce ne îndeamnă să ne mai uităm în sus, amin. Să mai lăsăm interesele imediate, să ne uităm de unde vin darurile, de la Dumnezeul cel bun, de la Tatăl Luminilor, de la Tatăl nostru cel bun și ceresc, binecuvântat să-i fie numele. De sus vin binecuvântările, ridică-ți ochii în sus, nu veni la cină cu gânduri stricate. Nu veni la cină cu gânduri lumești, meschine, cu interese, cu egoism, ci lasă tot. Uită de zdrențe, uită de afaceri, uită de profit, uită de facturi, de neajunsuri, de datorii, de îngrijorările tale și pentru un moment ridică-ți privirea în sus și zici și tu împreună cu mine și zici și tu împreună cu sutașul cu adevărat. Pe cruce este Fiul lui Dumnezeu, care moare pentru păcatele mele. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne păzească de duhul acesta al lăcomiei. Mă tem că duhul lăcomiei poate împiedica părtășia autentică la cină, exact așa cum i-a împiedicat pe ăștia patru. Să ne păzească Dumnezeu și să ne elibereze Dumnezeu de duhul lăcomiei. Să ne putem împărtăși cu o inimă curată. De asemenea, dragii mei, mi se pare că aici, din ce spun soldații, are loc o dispută înainte. Zic ei, să nu o sfârșiem. Cred că acolo a fost un pic de încăierare. Înțeleg din text că dacă avea cusături, ăștia o rupeau. Chiar mă gândeam ce penibil trebuie să fi fost, să fi rupt haina pe cusături și să fi plecat fiecare la propriu cu o zdreanță acasă. Dar să ciupească și el. Ar fi fost în stare să o rupă, dar nu se putea rupe. Și-au tras la sorți. Văd aici o ciorovoială. S-au ciorovăit pentru posesiunile lui Hristos. Ciudat. Bacă e a mea, bacă e a ta, mi imaginez trăgând de sandale, trăgând de tunică, bacă e a ta, bacă e a mea, e rândul meu, ai trișat. N-ai scuturat zarurile bine, ai luat grămada mai mare și vinerea trecută tu ai luat, ești un hapsân, dă-mi 1000, ia-ți o ție. Și spune Scriptura că au zis totuși, hai să facem pace, să tragem la sorți, să vedem a cui. Și cuvântul ne spune ceva interesant, menționează Dumnezeu, vorbește Dumnezeu în întunericul ăsta și spune, au împărțit hainele mele între ei. Și pentru cămașa mea au tras la sorți.
Hristos zice că la poalele crucii a fost ciorovăială și împărțire. Vreau să mă opresc la cuvântul ăsta. Au împărțit și n-au împărțit ce era a lor, zice Dumnezeu cu durere în glas. Au împărțit hainele mele. Până la urmă, cei patru ucigași legali n-au făcut altceva decât să împartă ce era a lui Iisus. Și trec direct la aplicație. Nu vi se pare că și noi suntem la fel? Și la picioarele crucii jucăm cam mult zaruri și ne ciorovăim și împărțim ce este al Lui. Dumnezeu să ne ierte. Cuvântul ăsta împărțire îmi dă târcoale acum în momentul acesta a predicii. Mă gândesc cât de împărțit este creștinismul ăsta. Mă gândesc ce simte Hristos când ne privește de sus din cer și vede atâta zaruri, atâta împărțire, atâta și împărțim ce e a Lui. Biserica nu e a mea, biserica nu e a ta, biserica nu e a unui cult, biserica e a lui Hristos. Și iarăși barbut, și iarăși împărțire, și iarăși ciorovoială. Și toate acestea se petrec, culmea, la picioarele crucii. Făceam o socoteală cât de împărțit suntem numai în România. Ăia cu cruce, ăia cu pește, ăia cu guler preoțesc și cu sutană, ăia cu costum și cravată, cei cu sâmbăta, cei cu duminica, nu? Adventiști, baptiști, ortodoxi, catolici, reformați, evanghelici, o altă identitate, metodiști, anglicani. Creștinismul ăsta e ca un copac cu ramuri și ramuri cu rămurele și rămurele cu rămurele și împărțim și iar împărțim și ajungem la noi la penticostali și rămurelele au rămurele, penticostali înguști, penticostali largi, cu cravată și fără cravată, cu batic la biserică, cu batic pe stradă, cu acordeoane și cu laudă și închinare, ăia cu pahare, ăia cu păhărele, ăia cu verighetă, ăia fără verighetă, ăia cu copii câți de domnul, ăia cu înțelepciune, ăia conservatori, ăia libertini, ăia nu știu cum, ăia plini de duh, ăia care disprețuiesc. Și ramurile au rămurele, și rămurelele au rămurele, și Hristos ne privește uluit că nu ne-a dat treaba aceasta. Cândva oamenii s-au certat pentru sandalele lui Iisus. Sau astăzi și mai tragic ne certăm pentru membri. Ne strângem de gât pentru statut. Ne batem pentru doctrină. Ne batem pentru organizații. O nouă găselniță, o nouă eroare teologică, o nouă mișcare, un nou brand, o altă vâlvă, o altă partidă de barbut. Și împărțim ce este a lui Iisus. Dumnezeu să ne ierte. Mă gândeam câtă gâlceavă în jurul crucii și cât de mult ne anatemizăm pentru doctrină, câte războaie dogmatice, nu ne batem de la sandale, de la doctrine, de la virgule din teologia dogmatică, ba că-i sibolet, ba că-i șibolet, ba că nu-i așa, ba că-i așa, și zboară și scapete și predicăm lucruri nesemnificative, cu atâta îndrăzneală și îndrăznim să scoatem din rai pe oricine are alte convingeri sau chiar încredințări. Și spunem că nu-s mântuiți. Și închidem noi ușa și o deschidem cui vrem și ni se pare că știm noi cine intră în rai și cine nu intră în rai. Și altă partidă și altă denominație. Și atâtea ore petrecem, oameni, vorbind de rău alți creștini.
Dragi frați și surori, biserica este lumina lumii și sarea pământului. Biserica este chemată să fie o cetate așezată pe un munte, nu grupuri gâlcevitoare, specializate în găsirea greșelilor celuilalt. Petrecem atâta timp cu lucruri nesemnificative. Frații mei, se predică la amvoanele noastre lucruri neimportante. Ne nenorocim accentuând detalii nesemnificative și nemântuitoare. Și rupem biserici pentru lucruri nesemnificative și neimportante. Și purtăm cruciade de la amvon, mânați de sabia asta a mărăciunii și a ambiției, pentru detalii. Și împărțim ce este a lui Hristos și iar zaruri la picioarele celui care a murit pentru noi toți. Dumnezeu să ne dea un duc de pocăință, să nu mai rupem, să nu mai sfâșiem, să lăsăm cruciadele noastre. Iisus se ruga în Ghețiman și zicea, Doamne, mă rog ca toți să fie una. Nu una în 7.000 de denominații, una! Una în unul! Că spune Pavel, Dumnezeu este unul, este un singur Dumnezeu, este un singur mijlocitor, un singur Hristos. O singură credință, continuă el în Timotei, un singur botez, un singur duh. Există numai unicate și nimeni nu poate diviza aceste entități veșnice și spune cuvântul acolo, pentru că este un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor, o singură credință, un singur botez, un singur duh. Combin două texte din Timotei și din Efeseni, zice cuvântul acolo, este un singur trup. Iisus are o singură biserică. Și închei gândul acesta cu ceea ce spunea textul de cină din 1 Corinteni 10. Pentru că mâncăm dintr-o pâine, noi care suntem mulți, proclamăm că suntem un singur trup. Și chiar dacă nu suntem, și chiar dacă biserica e divizată, cu multe rămurele, cu multe ambiții, cu mult egoism, competiție în biserică și între biserici, luăm membrii unii de la alții, inventând noi strategii și reorganizându-ne mai trendy. Dar dincolo de toate, există un domn, o credință, o biserică. Și astăzi când vom lua dintr-o singură pâine, vom declara, Doamne, chiar dacă nu suntem, vrem într-o zi să fim un singur popor. Binecuvântat să fie Domnul. Vreau să închei, dragii mei, cu un ultim gând. Cred că motivul principal al menționării acestei pericope este altul. Nu cele menționate până acum. Nu știu câți dintre noastre ați observat, dar Iisus Hristos în ziua răstignirii poartă trei rânduri de haine. Poate n-ați observat. Și motivul pentru care Iisus poartă trei rânduri de haine nu-i motivul pentru care unele surori poartă două, trei rânduri de rochi la nuntă. Nu-i poate în modă. Iisus nu era fashionist, nu l-a interesat să arate bine. Efectiv, cuvântul ne spune că apar trei rânduri de haine în Vinerea Mare. În primul rând, apare în Matei 27, unde spune cuvântul că l-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat într-o haină stacojie. O haină de purpură, zice Ioan. Despre Irod spune că l-a îmbrăcat într-o haină sclipitoare. O haină strălucitoare, deci două haine. Irod îl îmbracă cu o haină sclipitoare, probabil aurie sau argintie, cam cum poartă doamnele de la țară, mai chicioase la nunți, dar alea de strălucesc și scânteiază când treci pe la soare. În bătaie de joc, Iisus este îmbrăcat cu o haină strălucitoare, ca mai apoi romanii să-i dea una stacojie, adică roșu aprins. Culoare ciudată pentru vremea aceea, purtată de persoane mai puțin onorabile. Să, dragii mei,
Mă uit în Sfânta Scriptură și mă întreb, oare de ce toată povestea asta? Toate textele din Evanghelie spun același lucru. Irod se purta cu dispreț. Toată povestea asta cu hainele, care înseamnă statut în veacul întâi, e legată de treaba asta. Dispreț. Încă romanii sunt puțin mai creativi, da, imperiul are întotdeauna idei în a tortura. Dacă Irod își bate joc mai sumar, romanii elaborează, îi pun șocul în una de spini, îi pun și un sceptru de trestie, îi fac o întreagă procesiune, se pleacă în genunchi, îi zic plecăciune ție împăratul iudeilor, îl scuipă și îl lovesc peste cap cu trestia și fiecare la rând. Și în toate textele acestea, cuvântul spune că și-au bătut joc de Iisus. De fapt, textele astea ne arată cât de mult s-a chinuit diavolul să-l umilească pe Iisus și să terfelească statutul de împărat. Aici e toată povestea. Vrea diavolul, prin oamenii lui, să-l descurajeze, să-l convingă că nu-i împărat. Adică ce halal de împărat e ăsta? În haina asta sclipitoare, cu trestia în mână, cu cununa de spini, și încearcă satana, prin toate cohortele și prin oamenii lui, să aducă descurajarea absolută, ca nici Iisus să nu mai creadă că e împărat. Ba mai mult vine Pilat și pune cireașa pe tor și zice, iată împăratul vostru. Și textul de astăzi e, dacă vreți, cireașa din vârful tortului. Se spune că după ce a fost îmbrăcat în două rânduri de haine, l-a îmbrăcat din nou în hainele lui. Și ajungând la cruce, ajungând la textul de astăzi, se spune că se trece la dezonoarea absolută. I se ia până și hainele, i se iau până și hainele lui, chiar și cămașa. Cu alte cuvinte, aici se potrivesc acele cuvinte ale copilului celebru din povestea lui Andersen, care zicea că împăratul e gol. Cu alte cuvinte, ăsta e împărat. Se pare în text că Dumnezeu pierde controlul. Ai sentimentul că adevărul este biruit. Ai sentimentul că se clatină împărăția lui Dumnezeu, că răul învinge binele. Hristos e dezbrăcat și de hainele lui. Dezonoare, umilință, rușine. Adică ăsta e împărat? Și în întunericul acesta des se aprinde o lumânare. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și face lumină. Și Dumnezeu calm de pe tron zice, oameni buni, stați liniștiți. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scripturile. Eu, Dumnezeu, am prevăzut, eu, Dumnezeu, am prorocit, tot circul ăsta nu-i ideea lor, tot circul acesta eu l-am sub control. Eu, Dumnezeu, sunt în control. A fost dezbrăcat, a fost umilit ca să se împlinească Biblia. Cu alte cuvinte, oameni buni, Dumnezeu n-a pierdut nicio clipă controlul. Oameni buni, Dumnezeu rămâne pe tronul istoriei, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Ce frumoasă imagine! Și încurajare pentru noi astăzi în 2023 și să știți că acest cuvânt are implicații serioase în 2023. Pentru că și nouă ni se pare că Dumnezeu pierde controlul, poate la unii. Se pare că istoria puțin se clatină. Miroase a praf de pușcă în lumea asta. Nu am fantezii de astea apocaliptice, nu sunt prins de isteria asta cu profeții, cu sfârșitul lumii, deloc. Dar credeți-mă, în modul cel mai rațional, cred că plutește în aer al treilea război mondial. Lumea stă pe un butoi de pulbere. Pare că răul învinge binele. Pare că tot ce este mai mizerabil iese la suprafață ca normalitate. Însă poporul lui Dumnezeu ne mângâie astăzi Hristos prin cuvânt și ne spune, eu, Dumnezeu, sunt în control. Toate aceste lucruri se împlinesc după cuvântul meu, zice Dumnezeu. Dumnezeu n-a pierdut nicio bătălie, n-a fost înfrânt niciodată. El este mai mult decât biruitor. Închei predica mea. În urmă cu 2000 de ani s-au jucat zaruri. Zaruri la picioarele crucii. Și astăzi
Unii creștini mai joacă zaruri la picioarele crucii. Și Dumnezeu ne privește din cer și ne cheamă să ne pocăim. În urmă cu 2000 de ani, în întunericul acela, cineva a îndrăznit să zică, lumina din întuneric, luminița din cavernă, și a zis, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Astăzi vreau să fiu eu acel sutaș care să proclame la dej, în această istorie instabilă, în acest moment de cumpănă pentru umanitate, vreau să declar la masa Domnului, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Pe cruce e Dumnezeu și Dumnezeu e în control. Vreau să fiu eu vocea tâlharului de atunci, care deși toți în jur au zis, împărate, știu că ești împărat, adu-ți aminte de mine. Vreau să strig și eu la dej, Iisus este împăratul împăraților. Haideți să lăsăm zarurile. Haideți să lăsăm jocurile de barbut, împărțitul, obsesia pentru profit, obișnuința. Și să ne închinăm celui care este împăratul împăraților. Să-i dăm slava și cinstea, pentru că ne-a mântuit, pentru că a făcut din noi un norod și ne dă veșnicia. Amin.